Salut, oameni frumoși. Bă, mi-a venit o comandă pentru golf și am zis să o merg așa, etapele astea, să facem schimbul de piesa asta împreună. Nu o să fie clipul așa lung, dar na, să îmi spuneți voi cum stă cu asta neagră și cum asta cu aia care mergem chiar acum la poștă să o luăm. Adică cu imaginea asta. O să vă arăt după aia. Asta am vopsit-o, aveți clipul cum am făcut-o, dar vom pune din carbon. Alta din carbon, făcută frumos, făcută așa o cumpăr. Și vreau să vedeți și voi, să-mi dați o părere dacă se vede bine cu asta neagră sau cu cea care merge să o luăm. Și na, haideți la poștă și pe aia mai vorbim. Gata, frate. Am fost, am luat-o. Acum s-o pun ca să o și vedem el. Se vede bine. Asta e. Va veni în locul ăsta. Sper să și fie, să fie bună. Asta neagră e făcută de mine, dar pe aici am mai sărit un pic de asta. Pe aici câteva zgârieturi și pe aici. Nu le-am făcut chiar profesional așa. Și am zis să comand una de asta. Dacă vă întrebați de unde e, logic după AliExpress, ca să nu mai mă întrebați, până în 100 de lei, 100 și ceva de lei cu transport, cu tot a fost așa. Și o să facem schimb. Să vină asta aici. Să începem. Bă, sper să vedeți că n-am cine să mă filmeze, l-am pus și eu pe aici pe scaun. Hai să o desfacem. E, aici trebuie să iau o șurubelniță să bag pe aici, să scot butoanele. Dar mai întâi de toate să vedem la fel. Pare a fi. Că și niște cleme, trebuie să scot clemele de pe asta, să pun pe asta. E ceva de treabă. Scos asta, ia să o băgăm în partea asta. Thank you.
Asta e pe față. Culisez. Dar asta e pe spate. Dacă dau în sus, blochează. Atinge prin laterale pe aici. Deci va trebui să junglăm plus asta. Rămâne blocat. Deci trebuie să mai șmecheruim noi cum vine vorba. Scoatem și cu un cutter mai luăm din laterale de acolo. Da. Să revin după ce o fac. Gata, fraților. Așa se vede. Am mai meșterit eu pe la, prin spate, pe aici, le-am mai topit, am mai luat din ele, că e China, butoanele chinezești, asta chinezească. Vă dați seama, da. Sper să și reziste în timp. Cam așa arată. Zic, arată bine față de... Bine, și asta arată bine de jigos. Ne. Așa. Clemele astea le-am mai luat și le-am pus. Și cum să o montăm? Bine, pămâner frumos, pac, să vedem. Că eu n-am făcut înainte ca să... Deci totul facem împreună. Ia să vedem. O clemă nu stă, o aruncă. Pe spate se prinde bine, în față, aici, e cam băgat înăuntru, față de asta, asta e mai puțin. Să vedem ce pot să-i fac. Revin ca să nu vă plictisesc. Puteam să mă chinui mult și bine. Nu știu cum să apun. Vede? E o margine, ia, să vi le arăt pe amândouă. Ca să vă dați seama.
Vedeți asta? N-are margine aici. Da? Iar asta are o margine. De? Ia până pe aici, așa unde e degetul. Ar fi trebuit să fie marginea asta e lungă. Trebuie tăiată frumos ca să poată să nu intre. Fraților, se pupă bine, dar tot mai trebuie, bă, cât o clemă ruptă, câte... Na. Cam asta. Să vă arăt clema asta. Focalizează, mă, asta face ceva. Asta, dacă o vedeți, trebuie ruptă și cealaltă. Tot originală e bună, dar nu o să o arunc, chiar o să o păstrez. Sper să se vadă. Acum se vede perfect. Cam așa arată. Și la închetură aici. Da? Cum se duce așa peste tot. Și aici pare ok. Dinăuntru aici. E ok, butoanele acum chiar funcționează. Ce am făcut, i-am luat din buze de aici, dinăuntru, ca să meargă în sus și în jos. Că altfel nu mergea. Și asta am vrut să fac cu voi împreună, să spuneți cum se vede. Eu zic că se vede super. Voi ce ziceți? Cu și astea, aveți clip cu astea, cu neam cu negre. Cam așa. Se vede golful. Toate astea vopsite frumos. Mai am de treabă la ea. Pedalele. Ăla e ambalajul de la ea de a venit. Cam asta e, fraților. O să-l postez și sper să vă placă. Chiar vreau să-mi dați în comentarii dacă vă place sau nu. Dacă era mai bine cu asta. Ia, să o pun așa, poate. Aha. Dacă e mai bine cu aia negră sau cu asta. Că o pun înapoi pe aia negră, dacă ce, credeți că mă deranjează? Depinde cum vă place și vouă, na. Aștept în comentarii să-mi spun. Vă pupă, Dănuț. Ne vedem în următorul clip cu ceva mai deosebit, ca să zicem așa. V-am pupat, ceau.